Dragi prieteni, aceasta este intrarea de sus, de pe deal, tot Efesul. După cum o să vedeți acum, încerc să filmez, sper să nu fie foarte mișcat. Tot Efesul este pur și simplu în deal. O parte coboară până la mare, acum nu mai este apă până jos, dar pe timpuri venea golful până la poalele cetății. Deci asta este piața de sus ce vedeți aici, piața de sus, cu intrarea din partea de sus. Dacă cineva are de gând să vină vreodată să viziteze Efesul, îl sfătuiesc să lase mașina jos la intrare, să vină cu un taxi, cu ceva până sus aici, să intre pe sus, pe această poartă pe care o filmez eu acum, și să viziteze Efesul de sus în jos. Pe Adriana am abandonat-o undeva la jumătatea cetății, pentru că e foarte cald, soare, și eu am venit fuga aici să cumpăr niște apă. Și acum o să cobor la ea și o să filmez pe drum în timp ce cobor. Acum, cum v-am spus, sper să nu fie foarte mișcat. Aici era sala de concerte, după cum vedeți, adică teatru Odeon, ca să fiu mai exact. Un smochin a cărui umbră este foarte binevenită, ca să mă bag sub el așa și să vă filmez aici canalizarea antică. Au scos-o și au depozitat-o aici, bucăți din ea. Teatrul despre care vă vorbeam, teatrul de concerte, nu cred că acesta a fost teatrul în care a avut loc răscoala lui Dimitrie, deoarece este foarte mic. Teatrul mare de jos pe care vi l-am filmat. Aici este o mică basilică. Trebuia timp serios ca să fac o filmare de calitate. Asta este. Hello. Deci teatrul sau sala de concerte, Odeonul, nu aici a avut loc răscoala, deoarece era toată cetatea adunată, efectiv. Din cauza aceasta, eu cred că în teatrul mare, de jos, însă n-are importanță ce cred eu. Important este că la momentul acela trebuie verificat care teatru era în funcțiune și în picioare. Ăsta îl văd un teatru destul de recent construit, oarecum mic, ceea ce nu era demn de statura efesenilor. Din când în când, cât un pomișor, cât un smochin sau un pin la care oamenii își trag răsuflarea. Uite, exact de ceea ce vă spuneam. Observați, se termină explanada, vai ce vânt bate. Aici de asemenea este piață, partea de sus a cetății. Se termină explanada și pe vremuri marea intra până unde vedeți verde jos acolo în depărtare. Până acolo intra apa, golful. Bineînțeles că ei săpaseră ca să se întâmple lucrul acesta și făcuse un mic portuleț la intrarea în cetate. Aceasta este o alee pe care eu o cobor acum cât de repejor se poate. Pavajul este cel
original în mare parte. Imediat o să ajung la Adriana ca să-i dau și ei un pic de apiță. Am fost și am luat apă. În față aveți un grup organizat și nu știu ce îi explică acolo ghidul, dar dacă vedeți, probabil că nu, sper să nu-i spună că ăla este un înger, pentru că este zeița Athena, care este înfățișată cu aripi întotdeauna. Uitați, zeița Athena. Un grup de japonezi. Vedeți, toți vizitează de sus în jos. Noi am luat-o de jos în sus, ca berbecii, ca să zic așa. Și s-a terminat motorașele. Uite, aceasta este aleea care coboară frumos de tot, o altă poartă a Efesului. Da. Cetatea, bineînțeles că avea mai multe porți. Și aici avem o alee care coboară. Ia uite-o pe Adriana, mi-au înconjurat-o japonezii. Ia să le dau eu roiul la japonezii ăștia, că mă scot din sărite. Te-au invadat japonezii?